Dacă centrarea respinge Piliaceli, nu prea departe, minge revenită și intrată în plasă, lovitură de cap a lui Dumitr. Dumitr face 1-1 la numai 3 minute după ce Craiova deschisese scorul. Puternicul Dumitr reușește să placeze lovitura de cap la o fază la care Piliaceli cred că putea să facă mai multe. A cam boxat pe lângă minge, din câte mi-am dat seama. Regecamp, evident, marcat de faptul că echipa sa n-a reușit să țină de acest 1-0 până când oaspeții intrau în panică. Iată lovitura de cap a lui Dumitr. Dă cam pe lângă minge Piliaceli. Centrare foarte bună a lui Cristea. Mingea trece.